Mascații au descins în această dimineață în 9 județe din Transilvania. Au fost percheziționate locuințele unor persoane bănuite că au comercializat îngrășământ contrafăcut. Oamenii legii au făcut percheziții la sediile unor societăți comerciale, dar și la domiciliile unor suspecți. Se pare că aceștia, în perioada noiembrie 2015-martie 2016, au distribuit aproximativ 400 de tone de îngrășământ contrafăcut, purtând mărci identice cu o marcă înregistrată. Perchezițiile au avut loc în județele Covasna, Sălaj, Satu Mare, Maramureș, Alba, Călăraș, Cluj, Bihor și Mureș. Peste 60 de polițiști au luat parte la aceste acțiuni.